înregistrarea este 29 aprilie și suntem prezenți la a treia sesiune a webinarilor împreună online, organizată de Centrul de IDIFR și e-learning al Universității Politehnica din Timișoara, în colaborare cu IEEE România și Asociația IDEN. Subiectul de azi este unul fascinant și de actualitate în lumea educației online, încă de dinainte de izbucnirea pandemiei, ceea ce le-a oferit colegilor mele oportunitatea de a fi deja pregătite în domeniu și de a avea o serie de răspunsuri la întrebările pe care și le pun mulți în acest moment. Ce reprezintă resursele educaționale deschise? Ce reprezintă cursurile masive online, MOOCs? Cum putem să le accesăm, să le utilizăm, să le integrăm, oare în educația universitară sau în cea preuniversitară? În cadrul fiecărui webinar pe care noi îl organizăm, invităm profesioniști experimentați în domeniul învățării deschise, online și a e-learning-ului. Asta se întâmplă și azi, când avem trei invitate cu mare experiență în domeniul educației online, cărora le mulțumesc frumos pentru că au acceptat invitația noastră și pentru că au acceptat această provocare de a împărtăși cu voi toți din cunoștințele și experiențele lor. Profesor doctor inginer Carmen Holotescu, decan al Facultății de Inginerie și director al Centrului pentru Educație Deschisă și Blockchain din cadrul Universității Ioan Slavici din Timișoara, are un doctorat pe tema noilor tehnologii și a educației deschise. A participat în multe proiecte europene și are o experiență bogată în proiectarea și implementarea de platforme de învățare și colaborative bazate pe pedagogii deschise. A scris peste 100 de articole și capitole de cărți legate de e-learning, blended learning, social media, resurse educaționale deschise și cursuri masive deschise online. Este instructor certificat al University of Maryland din USA și de 12 ani facilitează cursuri online în cadrul acestei universități. Mai departe, o voi lăsa pe ea să vă spună ce a pregătit pentru noi. Carmen, te rog. Mulțumesc, vă spun bună ziua și bun venit tuturor. Am văzut că suntem aici împreună, online, din toate colțurile țării, dar și din Moldova, dragi colaboratori cu care am lucrat în proiecte sau cu care ne știm din grupurile de pe Facebook sau din alte comunități de practică pe care le frecventăm. Deci eu fiind la început, voi face o introducere în domeniu și o să încerc să discut cu dumneavoastră despre ceea ce înseamnă, în primul rând, educație deschisă și apoi câțiva piloni pe care se bazează această educație. Educația deschisă este o prioritate în întreaga lume, și în Europa, și la noi în țară. Am citat aici definiția care a fost dată acum câțiva ani într-un proiect mare european, Open Edu, și anume educația deschisă este un mod de realizare a acesteia facilitat de tehnologii digitale care vizează extinderea accesului și participarea tuturor, făcând învățarea accesibilă și personalizată. Presupune adoptarea de decizii strategice, de pionierat, de diverse modalități de predare și învățare, construirea colaborativă a cunoștințelor, colaborări între persoane și instituții și o varietate de căi de acces la educația formală și non-formală și recunoașterea cunoștințelor dobândite pe aceste căi. Sunt lucruri pe care cred că le cunoașteți. Haideți să vedem unul din pilonii importanți pe care se bazează educația deschisă se referă la resursele educaționale deschise, de care auzim atât de mult, pe care le utilizăm atât de mult în zilele acestea, pe care le creăm. Ei, această noțiune de resurse educaționale deschise a apărut în anul 2002. Definiția a fost dată la un congres de la Paris al UNESCO. Și anume aceste resurse sunt materiale de învățare, predare și cercetare în orice format și tipuri, care se află în domeniul public sau sunt publicate sub licență deschise, așa încât putem să le accesăm gratuit, să le reutilizăm, să le traducem, să le remixăm, să le adaptăm, să le redistribuim.
Ei, această conferință de la Paris a urmat unei mișcări de deschidere a conținutului pe care a făcut-o cu un an înainte, în 2001, Universitatea Massachusetts Institute of Technology, cea aflată în topul universităților din lume, și probabil adresa pe care o cunoașteți, opencourseware.meet.edu. Dacă apelăm la mașina de întoarcere în timp, arhiva internetului, putem să căutăm cum arăta acest site atunci în 2001, când cursurile, temele au fost făcute publice. Foarte multe universități din întreaga lume au venit și au aderat la această mișcare de deschidere a conținutului, așa încât s-a format un consorțiu al conținutului deschis. Ei, resursele educaționale deschise au granularități diferite. Pot să fie mici clipuri audio, video, animații, dar pot să meargă până la manuale, e-book-uri, programe de învățământ, teme, note de curs. Ele pot să stea în directoare specializate sau pot să fie distribuite pe rețelele sociale pe care le folosim cu tot. În site-ul acesta am făcut niște screenshot-uri cu această zonă de deschidere a conținutului de la Universitatea MIT de acum. Și vedeți că o secțiune se referă la un portal al educatorilor care folosesc conținut deschis. Observăm în partea de jos a ecranului faptul că aceste resurse pot să fie utilizate de către toți, spunând care este sursa, și putem să căutăm aici o gamă foarte largă de resurse din diferite domenii, specificând care este tipul de resursă pe care vrem să o căutăm, să o folosim. Pornind de la pagina principală, găsim o secțiune cu ghiduri folosită de profesorii de la această universitate și de studenți în această perioadă în care nu se întâlnesc față în față, dar colaborarea continuă puternic online. În ceea ce privește licențele deschise, tot în anul 2001 au fost definite și acestea de către un profesor și avocat american, Lawrence Lessig, care este cel care a pus bazele site-ului Creative Commons, unde aceste licențe sunt definite. Și atunci când o resursă este creată, autorul ei specifică modalitatea în care cei care vor accesa, o vor utiliza, pot să o facă. Se poate ca autorul să ceară ca să se specifice că el este autorul de la care s-a plecat sau nu. Se poate ca resursa să aibă opere derivate sau nu. Putem să cerem ca resursa să fie distribuită fără să fie modificată sau putem să cerem ca resursa să nu genereze opere care să fie comerciale sau se poate ca să dăm acest drept. Ei, pe site-ul acesta Creative Commons, care este un site central pentru ceea ce înseamnă resurse educaționale deschise, putem să ne distribuim resursele pe care le creăm, alegând licențele sub care se face distribuirea. Putem să căutăm la zona de use and remix, să căutăm resurse existente și într-o zonă a site-ului se găsesc și licențele care au fost adaptate pentru România, specific faptul că România a fost una din primele țări care și-a adaptat licențele deschise. Aceasta s-a întâmplat în 2008. Există o zonă pentru a veni în sprijinul profesorilor, educatorilor și a elevilor, studenților de pretutindeni în această perioadă și am făcut un screenshot aici cu o parte a acestor resurse care se referă la motoare de căutare unde putem să găsim resurse educaționale deschise. Resursele, în primul rând, trebuie pentru a fi niște educatori deschiși și a putea să le folosim cu performanța posibilă, trebuie să știm să le descoperim, să le validăm, să le utilizăm pentru învățarea noastră, după aceea pentru a crea singur sau colaborativ cu colegii noștri, cu studenții, alte resurse care să fie folosite de către ceilalți. Dar
volumul de resurse care există este imens. Și ca să ne descurcăm în zona aceasta imensă de resurse, putem să apelăm la un alt motor de căutare cunoscut, se numește Merlot, sau am mai pus aici un proiect mare european care a avut colaborări din întreaga lume cu diferite studii legate de resurse educaționale deschise, de portaluri pentru aceste resurse din întreaga lume. Puteți să apelați și la rezultatele acestui proiect ca să găsiți resurse deschise. Sau, iată, o resursă educațională deschisă despre resurse educaționale deschise, creat acest Padlet de către un profesor, în care a pus motoare ce pot să fie folosite pentru căutarea resurselor. Cum anume le creăm? Iarăși un site foarte cunoscut, OER Commons, în care putem căuta resurse, dar de asemenea putem crea și avem o serie de instrumente pentru a crea noi resurse. Vă recomand cu mare căldură site-ul acesta, Centrul pentru Învățare, creat de mulți ani și întreținut și probabil portalul cu directorul cu cele mai multe resurse clasificate, de asemenea cu un top al tururilor de învățare care este creat de 12-15 ani, Jane Hart, o foarte inimoasă specialistă în e-learning, cu care de altfel am avut bucuria ca la începuturile drumului meu în ceea ce înseamnă e-learning, cursuri online, pe un mediu pe care l-am creat în Perl în 2001, să derulez două workshop-uri internaționale împreună, la care, printre alții, au participat și Stephen Dowes și George Zimans, pe care îi cunoaștem toți ca fiind experți în ceea ce înseamnă e-learning și educația deschisă și de care voi vorbi imediat. Ei, deci am văzut elemente cu care putem să creăm aceste resurse educaționale deschise. Și o serie de portaluri au venit în sprijinul educatorilor de pretutindeni cu resurse pe care să le poată să le folosească în această predare de la distanță care se întâmplă cam de o lună și jumătate în 191 din țări din lume. Probabil proiectul cel mai mare este cel de la UNESCO, care este o coaliție globală a educației, în care găsim strategii din diferite țări, webinarii pentru profesori, pentru persoane din ministere, găsim de asemenea platformele naționale utilizate și o serie de resurse care pot să fie utilizate gratuit de către educatori. Din partea de platforme naționale am luat aici partea care se referă la România, unde sunt cele trei mari resurse utilizate în această perioadă, proiectul EduCred, pe care îl știm și care a pregătit peste 18.000 de profesori dintr-o pătrime din școlile din România, secțiunea de manuale de pe site-ul Ministerului Educației, precum și teleșcoala. Chiar ieri s-a lansat coaliția pentru dinamică pentru resurse educaționale deschise, care vine și impulsionează strategii noi în educație care să fie abordate pe plan mondial. O altă serie de proiecte care au fost deschise în această vreme, iată din nou un proiect mare, cunoscut mondial, se referă la Universitatea bazată pe resurse educaționale deschise, care are o secțiune pentru această perioadă cu o serie de inițiative și de aplicații. Apoi, site-ul central al Comisiei Europene are o secțiune cu resurse deschise și cu aplicații, platforme, resurse din diferite proiecte. Și, de asemenea, Google are un portal, un hub, cu multe resurse în limba română, referindu-se și la platformele pe care le pune la dispoziție, care sunt utilizate în foarte, foarte multe școli din România, Classroom.
Și trecem acum la cel de-al doilea mare pilon din educația deschisă, cursurile online masive deschise, fenomen care a început în 2008 cu cei pe care i-am menționat, George Simmons și Stephen Jones, doi canadieni, care în timpul unui curs formal derulat la universitate au deschis acest curs participanților interesați din întreaga lume, cursul derulându-se pe multiple platforme, participând la crearea conținutului, participanții aceștia distribuiți în întreaga lume. Scriind pe bloguri, pe Twitter, pe wiki-uri, totul fiind agregat prin intermediul RSS-urilor, având o serie de invitați care participau prin webinarii. Deci a fost primul astfel de curs în care participarea a fost deschisă tuturor. Ei, reținem că universitățile, în număr foarte mare, își deschiseseră deja conținutul și au început să dea un ritm parcurgerii acestor conținuturi, așa încât au apărut noi startup-uri sau unități care s-au desprins din universitățile în care au activat la început, noi platforme pe care se derulează acum cursuri online masive deschise. Cele mai cunoscute sunt platformele americane, edX, Udacity, Coursera, iar proiectul european cel mai cunoscut este FutureLearn, în care în 2015 vedeți că s-a derulat cel mai masiv curs masiv de până acum. Și în slide-ul anterior aveam două directoare unde putem să găsim cursuri din acestea masive la care putem participa. Pot să fie cursuri masive gratuite, individuale, sau pot să fie grupate în micromastere sau specializări. Sunt o serie de proiecte europene din zona aceasta a cursurilor masive și aici în Europa, din cauza background-ului atât de variat cultural, se acceptă că la cursurile masive participă un număr de cel puțin 148 de persoane, numărului Dunbar, cel care ne spune că acesta este numărul de oameni cu care putem să avem efectiv legături directe. Am vorbit despre resurse, am vorbit despre cursuri masive, bineînțeles că cel care le dă viață, cel care învață folosindu-le și cel care integrează după aceea comunitatea de colegi, de studenți, de elevi, este educatorul deschis. Am încercat să dau aici o definiție a acestuia și observați că activitatea unui educator deschis intervine în toate elementele de derulare a unui curs, nu neapărat un curs online, un curs pe care îl țină la universitate sau la școală, din partea de proiectare, după aceea de creare de conținut, de predare și de evaluare a învățării. În această perioadă, pe toate platformele de cursuri masive, vom găsi cursuri speciale care vin în sprijinul celor care au făcut o tranziție bruscă la a preda online, poate neavând o experiență anterioară mare. Și este bine să încercăm ca acum, când facem și o evaluare a celor pe care le știm, a ceea ce trebuie să învățăm, să încercăm să participăm în cursurile acestea, cel puțin să trecem prin modulele care sunt noi și interesante pentru noi. Iată, la FutureLearn este un curs despre cum să predai online, la Khan Academy, foarte mult acest portal folosit de profesorii din preuniversitar, un curs în care învățăm despre storytelling, despre alta povestirii și am dat aici un screenshot cu traducere automată în limba română, pentru că de multe ori în discuțiile pe care le-am avut cu profesorii mi-au spus că da, aceste resurse sunt minunate, sunt de calitate, dar sunt în limba engleză. Foarte simplu putem să le traducem și mai bine este dacă vom încerca să facem traducere colaborativă cu colegii, cu studenții, cu elevii noștri, pentru ca ele să fie după aceea accesibile mai departe. Și
Și un alt curs este al unei profesoare de la Yale, Lori Santos, care ne învață cum să fim rezilienți, echilibrați în această perioadă. Un curs foarte de succes, început acum câțiva ani, care a fost adaptat pentru această perioadă, pentru că înainte spunea că conectarea socială este un punct important și acum ne învață totuși să știm să fim echilibrați, chiar dacă suntem departe ca distanță, dar aproape online de colegii și studenții noștri. Las prezentarea a ceea ce s-a întâmplat în România, pentru că am vrut să arunc niște ancore spre comunitatea educatorilor și a celor care învață din întreaga lume și vă invit de pe acum ca vineri să fiți alături de noi la un workshop de la conferința e-learning, derulată acum online, conferința ELSE, în care avem o prezentare despre cum a răspuns sistemul educațional românesc, și eu zic că foarte bine, cu profesori entuziaști, cu participanți, elevi, studenți entuziaști, în această perioadă trecută de la închiderea școlilor. Aici se încheie prima parte a intervenției mele. Și, desigur, rămân să răspund celor pe care le scrieți și să intervin la sfârșit. Succes și colegilor mei și mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și noi, Carmen, pentru această prezentare interesantă. Până să încep să introduc al doilea prezentator de astăzi, din entuziasmul de a auzi ce au prezentatorii să ne spună, am uitat că noi v-am pregătit câteva întrebări tip poll și aș dori să lansez primul astfel de mesaj. Vă rog să răspundeți la acest scurt sondaj pentru a ne face o idee asupra câtorva informații pe care noi le considerăm importante. Așteptăm să răspundă o mare majoritate și apoi vom face și disponibile aceste rezultate, urmând ca împreună cu colegele mele prezentatoare să le și dezbatem în măsura în care sunt niște informații interesante, neașteptate, relevante vis-a-vis de cele întrebate de noi în acest poll. Imediat îl voi închide. Avem aproape 75% de răspunsuri. Ok. Deci vedem că în cadrul acestui webinar avem jumătate din participanți sunt din învățământul universitar. Ce însă foarte interesant, comparativ cu webinariile noastre anterioare, avem destul de multe persoane din învățământul preuniversitar și, ce e îmbucurător, avem foarte mulți studenți în rândurile noastre, ceea ce ne arată că și studenții sunt interesați să vadă ce putem noi, cadrele didactice, să le oferim pe partea aceasta de educație online. Vă încurajăm în continuare să adresați întrebările voastre folosind secțiunea de Q&A, iar mie îmi revine plăcerea să vă prezint al doilea vorbitor de astăzi. Este vorba de doamna dr. Gabriela Grosec, conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Psihologie de la Universitatea de Vest din Timișoara. Gabriela are o bogată experiență în utilizarea TIC în educație și e preocupată îndeosebi să formeze studenți și profesori atât în mediile față-înfață, cât și în cele online. Și ea are numeroase articole în domeniul e-learning, o prezență susținută ca invitat la diferite evenimente internaționale, organizează workshop-uri și e membru al diverselor comitete editoriale. Interesele sale în cercetare acoperă o zonă largă, care cuprinde educația deschisă, instrumente Web 2.0, aplicații social media în învățământul superior, educație media și, mai recent, educație pentru dezvoltare durabilă. O invit așadar pe Gabi Grosec să ne prezinte gândurile ei de astăzi. Gabi, te rog.
Bună ziua, mă bucur că sunt astăzi alături de dumneavoastră. Mulțumesc Dianei și colectivului de la Centrul de e-learning că am plăcerea de a discuta despre un subiect drag nouă tuturor. Am să fiu foarte expeditivă, că știu că timpul nu este cel mai bun prieten al nostru. Vreau să vă împărtășesc din experiența mea ca și cadru didactic al Universității de Vest din Timișoara și din activitatea pe care această instituție o desfășoară în acest areal al educației deschise. Probabil că pentru marea majoritate dintre noi problema începe cu de ce ar trebui ca o instituție de învățământ superior sau o universitate sau o școală să investească în educația deschisă. Vă rog să faceți doar un scurt exercițiu de imaginație. Uitați-vă la acest tablou care probabil că vă este cunoscut, o sală de curs a Universității Bologna de undeva din 1350, care este cumva foarte familiar. Ce s-a schimbat? Băiatul care doarme, cel care șușotește, cel care s-a uitat pe telefon, cam nimic, cam tot acolo suntem. Și atunci îmi pun a doua întrebare. De ce ar trebui instituția unde eu îmi desfășor activitatea să investească în educație deschisă? Aceștia sunt studenții mei din anul 2015 pe care îi iubesc enorm și îi salut dacă sunt cumva printre noi. A treia întrebare care frământă este, orice actor educațional, este de ce ar trebui eu ca și actor educațional, eu ca și profesor, eu ca și student, să investesc în educația deschisă? De ce ar trebui să fiu preocupat de resurse educaționale deschise, de MOOC-uri, sau de tot ceea ce înseamnă licență liberă? Și plecând de la aceste nedumeriri ale mele, am ajuns să mă simt un pic confuză de-a lungul anilor, în așa fel încât îmi stau și mă gândesc dacă eu ca și profesor, tu, dacă ca și teacher, tu ca și coleg, ești încă ancorat în mediul tradițional, nu depui suficient efort, nu te implici, nu dorești să cunoști noi tehnologii, să le testezi, ești un pic temperamental, nu ai un spirit tânăr sau poate că ai vrea să ai, ce faci? Te uiți spre organizație. Care organizație ce face? Te sprijină? Este deschisă? Oferă o educație inclusivă? Oferă o educație pentru toți? Nu ostenește în acota noi modalități prin care se ofere actul didactic? Încearcă cumva să înlăture reticența, această opacitate care vine din rezistența din partea multor cadre didactice? Și te uiți într-un final și la elev. Elevul este fiecare dintre noi, student, profesor, bibliotecar. Suntem discipoli. Da, suntem toți școlari. Cum suntem? Suntem entuziaști? Suntem eleganți în exprimare? Suntem euforici? Suntem cei care evaluează? Suntem cumva extrovertiți sau introvertiți? Nu știm, dar trebuie să aflăm. Avem suficiente studii. Și mai rămâne încă un R pe care ne macină destul de multă vreme. Resursa, care cum trebuie să fie? Reutilizabilă, a spus și Carmen, da? Reeditabilă, refolosită, trebuie să ai posibilitatea să o readaptezi, să o remixezi și contează foarte mult din punctul meu de vedere să fie reorice, dar românesc. Și atunci, bineînțeles că sunt în situația în care trebuie să devin absolut optimistă. De ce? Că din 2015, de când am lansat acest curent de TOER, în urma unui proiect european, m-am îndreptat spre instituția în care activez să văd dacă sub umbrela ei aș putea să regăsesc toate neliniștile și temerile mele. De ce ar trebui instituția să investească? De ce ar trebui eu să investesc? De ce ar trebui noi toți să cunoaștem aceste probleme? Mi-ar place că acel E care noi îl avem în această adrese instituționale să fie și un E către educație deschisă. Și atunci, acest acronim, da, TOER, și în acest context al pandemiei de izolare la domiciliu, de distanțare socială, se transformă cumva într-un educație deschisă este de fapt un ajutor pentru situația aceasta de educație de urgență. Iar noi la UVT trebuie să spun că avem și cadrul necesar prin acest program foarte mare de instruire Teaching and Learning Grant UVT. Probabil că suntem printre puținele instituții. Bun. Pentru mine, personal, educația deschisă este asemănătoare cu un smurt.
N-am să spun ce este SMART pentru că știți toată lumea despre ce este, iar de acum încolo, foarte pe scurt, am să vă povestesc efectiv experiența pe care am avut-o în toți anii aceștia în cadrul instituției în care am desfășurat activitatea, folosind metafore medicale. Măsurile mele de prim ajutor au fost îndreptate în primul și în primul rând spre instituție și instituția a venit în sprijin și a oferit un portal de resurse educaționale, resurse.minusuvt.ro, în care găsim ajutor și sprijin, ceea ce probabil că Centrul de E-Learning al Universității Politehnica face acum cu noi toți. Avem posibilitatea de câtva timp cu un acces gratuit la platforma de cursuri online, Coursera, care Coursera nu mai are nicio nevoie de, nu are nevoie de nicio prezentare. Universitatea a făcut acest parteneriat în care noi putem, ca și actori educaționali, să urmărim aceste cursuri în mod gratuit. Și, bineînțeles, avem și Moș Crăciun, a venit calculatorul pentru fiecare profesor. Ceea ce cred că puține instituții au acest lucru. Toate acestea sunt incluse în programul managerial. Bun. Care ar fi centrul de urgență? Care ar fi, practic, colacul nostru de salvare? Preocupările instituționale. La aceste trei adrese, novamu.vt.ro, romu.vt.ro și euroinmystrengthly.com, se găsesc trei site-uri ale unor proiecte care le-am desfășurat național, respectiv internațional, sub egida UE, FISTI și Erasmus, care se referă la educația deschisă la distanță. Am sondat populația din învățământul preuniversitar, respectiv universitar, studenți și profesori, dacă au nevoie de astfel de metode și tehnici. Vreau să vă spun că la aceste adrese puteți găsi materiale sub formă video, ghiduri de bune practici, texte, manuale, planuri de lecții, o grămadă de resurse care toate sunt descărcabile, le puteți utiliza, reutiliza, respectați, vă rog frumos, licența. Fac un scurt promo, echipa mea de prim ajutor, mulțumesc, este SMURT-ul 1 de la UVT, colegele Laura Maliță, Ramona Bran, Laurențiu Țăru, Vlad Chiriac și Dorin Miagoe, Carmen și Diana, care nu mai au nevoie de nicio prezentare, salut echipa de la Chișinău pe care am văzut-o, în frunte cu Roza Dumbrăveanu, Else, profesorul Ion Răceanu și Cătălin Radu, bineînțeles, pompierii mei de serviciu din străinătate, Malin Camar, și salvatorul cu instruire paramedicală, care este familia. Scenariile pe care le utilizez în activitatea mea zilnică la UVT. În primul și în primul rând, sfătuiesc toți profesorii, fie că sunt din mediul universitar, fie din mediul preuniversitar, să încerce să introducă în fișa disciplinei o unitate de învățare, care se referă la aceste resurse educaționale deschise, să le explice efectiv studenților și elevilor ce înseamnă, dar tot ceea ce a spus Carmen înainte. Eu personal introduc și la nivelul licenței și la nivelul de master astfel de unități de învățare, indiferent de tipul de discipline, dar ale mele, eu sunt avantajată că au totuși o conotație tehnologică. Pe suporturile galbene aveți trimiteri la aceste suporturi de curs care sunt licențiate cu Creative Commons. Și insist asupra conceptului de Creative Commons ca toți studenții să-l aibă însușit corect. Un al doilea scenariu se referă la modul în care proprii mele cursuri le pun sub licență CC. Eu personal ne-am urcat la OER Commons, care este un depozit mare, cum a spus și Carmen, de resurse digitale și le distribui prin integrare în platforma pe care o folosesc la universitate. Folosesc resurse educaționale deschise pentru a le da ca și lectură suplimentară ca referințe bibliografice. Uitați-vă aici, este cartea lui Tony Bates, Teaching in a Digital Age, care este din 2019 ediția a doua revizuită și oferită sub licență Creative Commons. Un al treilea mare scenariu, da, este cel care se referă la programul de discipline complementare care oferă competențe transversale, un program unic în România, în care studentul de la arte face un curs de prim ajutor sau cel de la muzică face un curs de genetică cu credite. Carmen a anticipat într-un slide anterior acel curs de introducere în storytelling de la Pixar pe platforma Khan Academy. Eu îl folosesc în disciplina mea de povestiri digitale. Este un curs extraordinar pe care îl recomand studenților. Un alt mod de a integra cursurile de tip MOOC este prin a oferi o listă de cursuri de tip MOOC
în care studentul își poate alege de la bun început un astfel de curs și sub supraveghere pe parcursul unui semestru îl parcurge sau merg pe parcursul cât este cursul respectiv deschis sub îndrumarea directă a cadrului didactic și la sfârșit îi se recunoaște partea teoretică. Un alt mod de a folosi resursele educaționale deschise, conceptul acesta mare de educație deschisă, este de a oferi efectiv o disciplină transversală sub formă de MOOC, ne chinuind de 3 ani de zile să încercăm să vedem care este cea mai bună variantă de a deschide un curs către marea populație a actorilor educaționali. Learning English with Technology a ajuns la 3-a ediție. Este un curs care se desfășoară în regim de SPOC, Small Private Online Courses, pentru că nu avem nici resursele necesare și nici resursele umane și nici resursele tehnologice pentru a-l deschide încă către marea masă a actorilor educaționali. Este nevoie de o implicare foarte mare pentru a face un astfel de curs. Noi am stabilit în urma parcurgerii acelor două proiecte, ROMUC și Nova Muncă, este nevoie de un punct personal de dezvoltare a competențelor online, care este bine definită către noi sub forma unui arbore de tip P. La baza ecranului puteți accesa ulterior acest checklist for a MOOC activist, în care avem cel puțin două chestiuni pe care trebuie să le evităm, efectul de perestroică și efectul de cutie Pandora. O altă chestiune care trebuie să o avem în vedere este izoleta educațională, care nu este un termen care mie mi-aparține, l-am furat de la Universitatea din București. Sunt resursele create de către studenți. Încurajez studenții să creeze resurse educaționale audio, video, sub formă de bandă desenată, roman, grafic, sub formă de prezentări interactive, care să și le licențeze la rândul lor cu licență de tip Creative Commons și apoi ele să fie disponibile public. Iar ultimul punct în care folosesc aceste metode ale educației deschise, flipped classroom ar fi un blended learning, ar fi alta, este legată de portofoliile digitale. Cum realizez evaluarea? De la bun început îi se spune studentului care de făcut un portofoliu digital, care va fi alcătuit din sarcini care toate la rândul lor vor fi licențiate Creative Commons. Insist foarte mult pe modalitatea aceasta ca studentul să înțeleagă în mod corect, astfel încât să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală. Și fiindcă suntem în contextul acesta al pandemiei, am creat un tip de portofoliu special pentru disciplina de povestiri digitale, se numește Jurnal de Infodemie, în care am cerut studenților să încerce pe 3 rute, dar să povestească sub forma unui portofoliu digital care sunt trăirile sale în acest context. La linkul din subsol se poate parcurge acest material. Bineînțeles că este nevoie și de măsuri de intervenție în forță. Vrem să vă anunțăm că din a doua săptămână a lunii mai deschidem înscrierile pentru cursul de resurse educaționale deschise, un curs în 4 pași, adică în 4 săptămâni, în care vom învăța ce sunt, cum le căutăm, cum le distribuim, cum le creăm, cum le licențiem. Și, bineînțeles, ultimul copil al educației deschise, MOOC-urile. Voi încheia cu un citat pe care l-am găsit într-un manual azi dimineață, care se numește Educația în situație de urgență pe Google Books, nu l-am găsit altfel, care este din 2011 și m-a frapat pentru că apare acolo un text în care zice, în capitolul Educație la distanță, despre educația deschisă, dar un pic altfel, revizuirea materialelor existente și adaptarea lor. Ceea ce mi se pare fantastic, avem specialiști, avem competențe, avem oameni, de ce nu sunt ei la minister? Ultima mea invitație este legată de situațiile speciale de salvare. Dacă doriți strategii, proceduri, protocoale și așa mai departe, vă putem oferi capitolul nostru despre starea resursele educaționale deschise în România, un istoric, o descriere foarte largă a situației de ansamblu. Vă mulțumesc pentru atenție și așteptăm întrebările dumneavoastră. Mulțumim și noi, Gabriela, pentru această prezentare captivantă, plină de pasiune, ca de obicei. Mereu e o bucurie să aud oricare dintre prezentatorii noștri de astăzi. Înainte să trecem la a treia prezentare de azi, aș dori să mai vedem o scurtă întrebare, facem un poll, care îi dau drumul acum. Vă rog frumos să răspundeți
dacă utilizați resurse educaționale deschise sau OER în cursurile dumneavoastră. Și dacă da, sub ce formă? Puteți alege mai multe opțiuni. Până răspund cât mai mulți din cei care ne urmăresc, doresc să vă reamintesc că în secțiunea Q&A puteți pune întrebări către prezentatorii de azi și puteți de asemenea să răspundeți la întrebările puse de colegii noștri de webinar. Salutăm și prezența pe YouTube a unui număr de aproximativ 50 de persoane. Ne bucurăm că ne urmăriți și acolo. Vă amintesc că toți cei care s-au înscris prin formular vor primi prin e-mail după acest webinar un open badge, un certificat deschis care atestă participarea voastră la acest webinar. Văd că încă se mai primesc răspunsuri în cadrul sondajului. Mai las câteva secunde, după care îl vom închide și vom vedea care sunt rezultatele. Okay. Așadar, o treime din cei care ne urmăresc nu folosesc deloc resurse educaționale deschise în cadrul cursurilor lor, dar un lucru îmbucurător, 70% din persoane le folosesc. Mai avem o treime care folosește ca bibliografie, iar restul folosesc și ca module de curs, activitate practică, însușire de noi abilități. După ce vom avea și ultima prezentare, o să le rog pe colegele mele prezentatoare să-și noteze dacă au un punct de vedere pe acest rezultat și să revenim asupra lui ulterior. Trecem la ultima prezentare de astăzi. Doamna dr. Diana Andone e gazda tradițională a acestor webinarii, este director al Centrului de IDIFR și e-learning al Universității Politehnica Timișoara cu responsabilități în planificarea și implementarea învățământului la distanță și a integrării utilizării tehnologiilor educaționale online pentru toate formele de învățământ prin campusul virtual al Politehnicii. Are o experiență bogată, atât din punct de vedere al cercetării prin publicații, cât și prin participarea în diverse proiecte europene. Promovează utilizarea de resurse deschise și MOOCs și a dezvoltat Unicampus, prima platformă de cursuri online tip MOOC din România. Ea e puternic implicată în activitățile comunității științifice, internaționale, prin implicare în IDEN și IEEE, dar și naționale pe partea de inovație, cultură și responsabilitate socială. Diana, te rog frumos să ne prezinți ce ai pregătit pentru această zi. Da, mulțumesc foarte mult, Vlad, mulțumesc foarte mult, Carmen și Gabi. A fost mai mult decât extraordinar tot ceea ce ați prezentat fiecare dintre voi și noi toți împreună. În curând sper să reușim să și luăm cât mai multe întrebări și să fie cât mai interesantă această prezentare. Voi merge ceva mai repede, sper să fie mult mai practic ceea ce eu voi încerca să prezint și să zic astăzi. Voi vorbi despre experiența noastră în Universitatea Politehnică din Timișoara, despre tot ceea ce facem noi aici, în Politehnică, despre activitatea Centrului de e-learning care a aniversat acum 22 de ani deja de înființare și totul se bazează pe principiul pe care îl avem cu toții și pe care l-am definit, cred că în urmă cu vreo 12 ani am definit acest principiu care denumește astfel studentul care învață pe toată durata vieții și în mod deschis, care creează astfel abilitățile secolului 21 și care trebuie să poată să aibă abilități de a identifica, accesa, învăța, analiza, aplica și a practica, a aplica cât mai bun în practică tot felul de cunoștințe și unelte noi pe care și le dobândesc, din păcate, acum din ce în ce mai mult digital. De ce spun din păcate? Fiindcă, într-adevăr, interacțiunea directă în clasă sau între oameni este cea care ne creează cea mai puternică motivație în spațiul educațional, dar și mediul online are foarte multe unelte prin care poate să suplinească sau poate unor chiar să îmbunătățească această interacțiune directă.
Ce facem noi în Politehnică este întotdeauna în cadrul educației deschise. Aici este un parc din Timișoara care acum este în plină floare cu lalele și pe care nu-l putem vedea și am să vă aduc aminte cât e de frumos totuși și afară, nu numai în spațiul online. Și noi avem o zonă în site-ul nostru care se numește Open, deschis, care conține foarte multe ghiduri, resurse, sunt pagini întregi cu resurse, cu unelte, cu abilități, cu foarte multe tutoriale pe care noi le-am creat, dar mai ales cu foarte multe informații care vin de la partenerii cu care noi colaborăm internațional și pe care multe dintre ele le-au menționat deja Carmen și cu Gabi. De asemenea, multe din acestea se regăsesc în campusul virtual al Universității Politehnică din Timișoara, o platformă foarte puternică, putem să spunem așa, a primit și premii de-a lungul anului și menționări la asociațiile internaționale, care este bazată pe Moodle și care acum, să zicem așa, găzduiește integral învățământul în Universitatea Politehnică din Timișoara. Un tutorial despre cum s-a întâmplat acest lucru și despre ce facem noi în Politehnică este, de fapt, primul webinar din această serie împreună online și pe care puteți să-l urmăriți în continuare online, atât pe site-ul nostru, cât și pe canalul YouTube. Experiența noastră s-a concretizat și în organizarea constantă pe lângă toată această activitate în mediul online. Facem în fiecare an, pe lângă conferințele internaționale pe care le găzduim, organizăm anual două workshop-uri care au devenit foarte populare. Avem peste 100 de participanți de fiecare dată în locație, deci care vin la noi în Universitatea Politehnică din Timișoara. Durează o zi, avem întotdeauna și participanți din străinătate care fie ne vizitează fizic, fie vin cu noi virtual. Noi de mult practicăm metoda aceasta de conferință virtuală și de a putea prezenta cât mai mult virtual și de a putea pune întrebări și de a face cumva un mod mai ecologic de a prezenta și de a participa la conferințe. Absolut toate se regăsesc în această zonă de open și pe canalul de YouTube al Politehnicii, dar ele sunt integrate și ca și curs în platforma Unicampus, care este, zicem noi, prima platformă de tip MOOC din România. Am inițiat-o din 2014. Ne tot dorim ca toate marile universități și nu numai din România să pună și ele cursuri pe această platformă care să fie complet deschise tuturor. Dar deocamdată sunt cursuri care le-am creat noi și împreună cu partenerii noștri internaționali în mare parte și în curând, acum în mai, sperăm că după 15 mai să lansăm și mai multe cursuri. Sunt în pregătire câteva care le-am realizat în decursul toamnei, dar care nu și-au mai putut avea, să zicem, spațiul și timpul în viața noastră de a fi complet integrat în Unicampus, fiind luați de tăvălugul integrării online integrale a Universității Politehnică din Timișoara. Cum utilizăm noi OER și MOOC în Politehnică? În acești 6-7 ani sunt deja, după câte știm noi, 16 profesori în UPT și 18 cursuri care folosesc în mod masiv, adică nu numai ca și o resursă simplă bibliografică, OER și MOOC. Cum se fac acest lucru? Eu am să merg ceva mai practic și am să vă zic. Sunt 4 etape care se realizează și fiecare dintre ele își are importanță. Prima este identificarea OER-ului și a MOOC-urilor, care se pot realiza atât de către cadrul didactic, dar și de către cadrul didactic împreună cu studenți, mai ales cu studenți din anii terminali sau cu studenți din alți ani sau cu studenți care îi aveți la lucrări de dizertație sau de licență. Se identifică resurse, se face o listă, se face o documentare. Există un ghid, sunt foarte multe ghiduri și foarte multe validări internaționale. Noi le-am și creat pe aceste ani, că de acum vreo 5 ani de zile și le avem puse pe site cu cele 5 criterii de bază după care se pot valida și identifica resursele educaționale libere online și cursurile online, care sunt în principal cele luate de calitate, de relevanță pentru conținutul cursului sau pentru modul în care cursul este livrat studenților și de modul de distribuire. Deci dacă este doar un simplu video, resursa educațională, dacă este doar un simplu text, dacă este o animație multimedia, dacă este, de exemplu, cum e Lab Exchange de la MIT, un laborator întreg în care poți să mergi și să-ți creezi bucăți întregi din laboratorul tău și să experimentezi acolo. Sau dacă este un curs integral, cum este în cazul cursurilor masive online, cursurile deschise online, în care poți să indici un curs întreg care să fie urmat din mai multe module, 5 până la 7 module. După aceea trebuie să decizi cum vei integra acest lucru în cursul tău, în disciplina pe care tu o livrezi, ca o resursă, ca o resursă bibliografică, am să merg și am să le iau pe fiecare pe rând și am să vi le explic, ca un modul de proiect sau de activitate sau ca și parte de creare.
La sfârșit, foarte important este dintotdeauna, de la toate acestea trebuie să le stabiliți înainte de începerea semestrului, înainte de începerea disciplinei de cele mai multe ori. Acum e puțin mai târziu, puteți adaptați anumite lucruri dintre ele pentru cele 4-6 săptămâni de școală care au mai rămas, dar puteți să vă gândiți și să planificați de pe acum, să folosiți acest timp pentru a învăța, pentru a vă îmbunătăți dumneavoastră abilitățile și să puteți aveți pentru toamnă deja modele gata create pentru aceasta. Deoarece trebuie de la bun început să știți cum veți evalua cunoștințele pe care studenții le obțin. Această activitate de utilizare a OER și MOOCs în cursul dumneavoastră, cum va fi certificată? Dacă vor exista prezentări pe care studenții le vor face, dacă vor crea OER-uri, dacă se va face o evaluare de către studenți între ei, deci ei între ei își vor face această evaluare de notă și nu numai, ci de produs pe care îl realizează și de experiență în spațiul de învățare online, nu numai dumneavoastră. Sunt mai multe metode prin care se pot face și pe care toate se integrează în acea, să zicem, metodă, adică între cele două metode care sunt foarte populare la ora actuală, cele de blended learning și de flipped classroom. N-am să insist asupra lor, le-am prezentat destul de mult în primul webinar. Pot să spun doar atât, că ele se bazează pe faptul foarte mult că studentul învață singur și independent, accesează cunoaștere și resurse așa, la întâlnirile față în față, fie că sunt în clasă, fie că sunt în mediul online, pune întrebări, gândește, este provocat să aibă activitate și să creeze și să interacționeze cât mai mult. Sunt cele patru metode, cea de recunoaștere integrală a unor credite și a MOOCs, v-a spus și Carmen, v-a spus și Gabi, o să prezint și eu câteva exemple din Politehnică, de integrare a MOOC-ului și a OER-ului în curs ca și resursă bibliografică, a unor elemente care sunt integrate în curs și, bineînțeles, crearea de OER-uri și de MOOCs. Prima dintre ele, cea de integrare completă a unui MOOC și a recunoașterii lui ca și curs în cadrul, să zicem, diplomei și a specializării, trebuie de obicei să este foarte dificil de realizat, deoarece se blochează cumva la standardul de calitate național, la modul de evaluare și de examinare și la transferul de credite. El este mult mai popular în celelalte țări ale Uniunii Europene și mai ales în America decât în România. În Politehnică, de exemplu, unul dintre cele mai populare exemple pe care putem da, pentru că celelalte sunt mult mai micuțe, este workshop-ul digital făcut de Google împreună cu noi din 2016, care se repetă anual și care este integrat ca și disciplină de marketing digital, care este o disciplină în curs opțional și care apare în suplimentul de diplomă al fiecărui student și sunt în fiecare an între 100 și 200 de studenți care urmează acest curs și pe care el le apare efectiv în, să zicem, în suplimentul de diplomă oficial al universității. Cealaltă metodă este integrarea de MOOCs și de OER în curs, printr-o activitate de grup, printr-un proiect, prin laborator, adică se identifică acele resurse, se validează, se știe care sunt ele interesante și cum sunt ele interesante și acestea sunt livrate studenților. Și am să vă prezint pe pas cu pas cum facem noi acest lucru. Cel mai important aici este acest lucru, că trebuie să combinați acea participare în discuțiile globale, de comunitate globală, de discuții, acolo în grupurile care se întâmplă față în față, în ceea ce faceți dumneavoastră efectiv real în clasă și, bineînțeles, să integrați acele resurse educaționale deschise și cursuri chiar integrale, fie ca bibliografie, fie ca și resurse indicative pentru curs. Cum facem noi acest lucru? În primul rând, identificăm o listă întreagă de cursuri și de OER-uri. Ele sunt disponibile ca și efectiv ca o pagină cu link-ul cu tot în campusul virtual al Universității Politehnica, cu ceva mai multe explicații pentru fiecare dintre ele în care le spunem cam despre ce este vorba și cum este și cam unde le va folosi și ce cuprinde fiecare dintre aceste, să zicem, resurse pe care noi le integrăm. Studenții, după ce au făcut această identificare și după ce le descriem exact care este activitatea și ce tip de activitate vor face, după cum vedeți, în echipe de către doi, fiecare trebuie să realizeze un OER, că aici este vorba și de creare și aici își aleg care va fi tema OER-ului pe care eu o vor realiza în funcție și de cursul pe care ei l-au urmat și de cursul pe care noi l-am identificat ca ei să-l urmeze. Îl aleg, după cum vedeți, alegerea se face online, într-un anumit timp foarte dat,
de obicei în prima săptămână de școală, ca ei să știe exact ceea ce au de făcut și cum au de făcut pentru tot semestrul. Și după aceea urmează, să zicem, toată această activitate care se întâmplă într-un mod mix, în special în comunicarea lor și în activitatea lor în mod global, cu partenerii și cu cursurile pe care le accesează din diverse platforme și din diferite moduri și unde accesează diverse grupuri și comentează cu diverse colegi din alte țări, dar și o comunicare la nivel local cu un suport integrat care este în platformă și unde noi putem să discutăm cu ei anumite lucruri, plus atunci când suntem față în față, întotdeauna înaintea fiecarei întâlniri săptămânale care avem de seminar, laborator sau proiect cu ei, discutăm din nou ce au învățat, cum au învățat, care a fost experiența și care au fost problemele pe care le-au întâlnit. La sfârșit, ei trebuie să realizeze mai multe lucruri. Există mai multe metode prin care pot să facă acest lucru, această validare finală. În primul rând, noi le cerem să realizeze un raport în care să-și descrie complet experiența. Nu trebuie să fie lung, ați văzut că îl limităm între 400 și 800 de cuvinte. Trebuie să ne spună dacă au încheiat cu un certificat sau nu cursul, dacă este un curs întreg. Trebuie să ne descrie ce au învățat, deci ce a fost lucru cel mai interesant de învățat, iar acel lucru, un element foarte important care nu a fost cuprins în cursul tradițional pe care noi îl susținem în continuare în Politehnică, trebuie să-l prezinte colegilor lor spre sfârșitul semestrului. Întotdeauna alocăm 2 sau 3 săptămâni pentru aceste prezentări în care fiecare student are 10-15 minute, depinde de numărul lor și de amplitudinea subiectelor, în care prezintă efectiv sintetic ceea ce au învățat ei plus și ca și noutate. Este foarte interesant. Avem sala plină întotdeauna, fie că este în sală, fie că este online, în care ei spun despre ce au făcut și cum au făcut. Noi numim aceasta susținerea în grup, care se poate întâmpla în clasă sau în afara clasei. Dar, de asemenea, lor le mai încurajăm și să publice acest lucru și ei publică destul de des acest lucru, fie în bloguri, ați văzut acolo un exemplu, de exemplu, fie în diverse alte moduri. Acest mod, de obicei, reprezintă cam 25% din nota finală. Cam aceasta este standardul care este folosit în cadrul Politehnicii din Timișoara și pe care noi e folosit. Celălalt este totodată utilizarea de OER-ul și de MOOCs, absolut totul ca și până acum, dar suplimentar ei sunt încurajați să creeze OER-ul și MOOCs, de să devină studenți creatori, să devină studenți care co-creează conținutul de curs. Este foarte complex acest lucru, în primul și în primul rând, pentru că trebuie să facă față unor concepte destul de noi, trebuie să învețe cum să creeze acest lucru. Trebuie să învețe să analizeze, să sintetizeze și la sfârșit să creeze și să prezinte, folosind foarte multe unelte noi. În analiza pe care noi am realizat-o sunt peste 16 unelte noi pe care studenții trebuie să le destăpânească ca să poată să realizeze un OER, o resursă educațională deschisă, liberă după aceea. Bineînțeles, trebuie să înțeleagă și cum să o publice și să o publice la sfârșit, iar noi de obicei integrăm aceste cursuri fie în curs, fie sunt resurse diferite, resurse libere. De exemplu, cu studenții de la tehnologii instrucționale în primul semestru, am îmbunătățit pe ultima variantă de campus virtual ghidurile de învățare. Toate tutorialele aproape care au fost la dispoziția cadrelor didactice și ale profesorilor și ale studenților din Politehnică au fost realizate aproape integral de către studenți ca și niște OER. Ei au trebuit să învețe cum să le realizeze, cum să creeze tutoriale pentru campusul virtual și a fost parte din activitatea pe care au avut-o pentru o anumită disciplină pe care am realizat-o. Deci studenții, cum am spus, devin creatori de OER, aleg un OER care întotdeauna este bazat pe un subiect indicat de către noi. Facem acest lucru pentru a putea valida calitatea și pentru a avea aceleași standard pentru întreaga paletă de OER-uri pe care le folosim. Trebuie să utilizeze diverse unelte digitale, să înțeleagă principiile de educație deschisă și de Creative Commons, să le prezinte și după aceea validarea este realizată de către colegi în cazul nostru. Bineînțeles că dăm și noi notă. Raportul final în cazul în care el integrează și cu OER reprezintă 50% din nota finală. Deci, de fapt, reprezintă ca o notă de examen pentru nota finală în cadrul unei discipline. De ce sunt atât de interesante acest lucru? Pentru că pot să folosească foarte multe unelte. Aici aveți un exemplu, de exemplu, în care studenții au realizat resurse educaționale deschise
cu ajutorul realității virtuale. Aici, cu realitate virtuală și realitate augmentată. Deci sunt foarte multe. Din păcate nu am timp acum să pleiez videourile întregi, dar ele se regăsesc pe site-ul nostru, care sunt integrate, sunt publice. Unele dintre ele, acestea, de exemplu, au fost integrate în activitatea de spotle heritage de patrimoniu sub reflectoare, pentru care Politehnica a făcut-o împreună cu Muzeul Banatului pentru Timișoara 2021, Capitală Culturală Europeană. Pentru două cartiere, sperăm că anul acesta să reușim să mai realizăm împreună cu studenții, dacă putem și vom avea voie să ieșim public și să poată să facă acest lucru în spațiile publice pentru încă două cartiere. Altfel pot să realizeze infografice, de exemplu, pe care sunt publicate, devin resurse educaționale, dar sunt de asemenea integrate pe diverse alte site-uri sau diverse alte aplicații, cât și în Creative Commons. Sunt aici, de exemplu, niște studenți Erasmus pe care i-am avut, francezi, și care au realizat inclusiv și ei pentru în altă limbă, de exemplu, nu numai în română, resurse educaționale deschise și pe care le-au integrat în Creative Commons, în OER Commons automat. Unii dintre ei, cei mai buni, ajung să publice articole științifice pe baza acestei experiențe, să facă prezentări publice. Aici sunt două dintre studentele de la master care au făcut prezentare în cadrul Săptămânii Educației Deschise în martie, în 6 martie, în Timișoara, dar întotdeauna ei sunt foarte, să zicem, publici și în newsletterul celului, cât și în newsletterul Universității Politehnica din Timișoara. Până acum, noi avem o evidență a aproape 3.000 de studenți care au realizat OER-ul în cadrul Universității Politehnica din Timișoara. 87% dintre ei au indicat că trebuie să existe aceste OER-uri și că sunt foarte indicate să completeze sistemul tradițional. Peste 60% dintre studenți, când ne-am întrebat după un an, au continuat să învețe online, deci este primul pas pentru a învăța într-un mod ghidat și sprijinit de a învăța online, de a putea discerne care este metoda cea mai bună de învățare online și și-au îmbunătățit foarte multe abilități. Aici puteți să vedeți un grafic, de exemplu, publicăm foarte multe lucrări științifice pe această temă și sunt publice toate pe site-ul nostru, ce au considerat ei că le-a plăcut cel mai mult. În primul și în primul rând, au considerat ca cea mai bună experiență faptul că au putut să studieze oricând și de oriunde și faptul că au putut să aibă videotranscript și subtitlări la clipurile video și că ele sunt ușor de accesat. Care sunt avantajele? Pentru studenți este foarte clar. În primul rând, pe lângă faptul că ei cunosc mult mai multe lucruri, își îmbunătățesc autonomia, gândirea critică, comunicarea digitală, capacitatea de a analiza și sintetiza informațiile, creativitatea și interacțiunea și colaborarea, mai ales în mediul digital. Pentru cadrul didactic, reprezintă o provocare foarte mare. În primul și în primul rând, că pentru că trebuie să știe altfel cum să analizeze și să sintetizeze învățarea. Să facă un management complex și diferit de curs, să gândească complex și complex variat modul de evaluare și de examinare al cursului. Plus că trebuie să devină ca un curator de OER-uri și de MOOC-uri. Trebuie să fi urmat el la rândul lui foarte multe cursuri online, să fi participat la multe webinarii, să fi văzut foarte multe dintre acestea pe domeniul lui de specialitate, încât să ajungă să înțeleagă care sunt avantajele unora dintre ele și tot. Există ghiduri pentru aceasta, dar experiența proprie a fiecăruia dintre noi de a învăța online și de a urma online și de a vedea cât de ușor sau de neușor sunt anumite dintre ele de urmat, ne întăresc, de fapt, posibilitatea de a putea folosi acestea în educația noastră și în cursul nostru și mai ales abilitățile noastre digitale. Astfel vom putea cu siguranță să livrăm industriei și economiei studenți care să poată să învețe digital și independent pe toată durata vieții și să aibă ceea ce se numesc abilitățile secolului 21. Vă încurajez cu tărie să fiți studenți online. Eu sunt aici în deșert unde continuam să învăț, chiar dacă eram în deșert. Vă invit să vă publicați, am prelungit încă cu 5 zile termenul de predare pentru conferința Eden, care trebuia să fie în Timișoara, dar care acum este complet virtuală, are o taxă modică de 100 de euro pentru toți cei din România de participare. Publicația este indexată. Vă rugăm să mai submiteți lucrări cu experiența voastră din această perioadă în educația online. Trebuie să mulțumesc echipei mele, așa, nu existam fără ei. Ei sunt cei care susțin tot ceea ce vă prezentăm aici și cei care sunt și jumătate dintre ei sunt cadre didactice.
unii ne-au fost studenți și au lucrat la rândul lor și au devenit creatori de OER, ceilalți am învățat și noi cum să facem acest lucru. Aceasta este echipa Centrului de E-Learning al UPT în întâlnire online. Aici sunt datele mele și pentru a nu mai reveni, aici așa va arăta badge-ul pe care dumneavoastră îl veți primi la finalul acestui webinar, dacă v-ați completat datele de înregistrare prin e-mail. Vă mulțumesc, m-am dus un pic mai repede și poate ne-am prelungit un pic mai mult, dar am să încerc acum să preluăm împreună cu Vlad cât mai multe dintre întrebări. Mulțumesc frumos, Diana, pentru prezentarea ta. Am participat la multe din cele spuse de tine, dar a fost o bucurie să le revăd și să le văd puse în această lumină. Înainte să vedem câteva răspunsuri la întrebările participanților, aș dori să mai lansez un poll către dumneavoastră. Ne cerem scuze pentru cei care ne urmăresc pe YouTube. Pollul este disponibil doar pentru cei care sunt pe Zoom. Și este vorba de întrebarea dacă ați urmat vreodată un curs MOOC pentru dezvoltare personală sau profesională și puteți să răspundeți din acest moment. Până răspund participanții, am văzut că au fost mai multe întrebări legate de cum putem alege din multitudinea de resurse existente momentan pe online și le-aș ruga pe colegele mele să încerce să ofere și un răspuns live la acest tip de întrebare. Deci cum alegem din toate resursele deschise care sunt online? Ori cine dorește dintre voi? Am să încerc eu să răspund, poate la început, chiar dacă am văzut că colegele mele ezită, așa că chiar dacă eu am vorbit acum ultima. Deci, din punctul meu de vedere, cel mai ușor modul de alegere depinde de ghidul pe care noi îl avem, să zicem, și care reprezintă cele trei criterii majore. Primul este calitatea. Nu toate resursele educaționale au calitate bună. Pentru asta, tu, ca și cadru didactic, trebuie să le vezi și să le accesezi. Au fost prezentate aici toate ceea ce noi numim bibliotecile internaționale și biblioteci chiar și naționale de resurse educaționale deschise. Sunt motoare de căutare care îți permit să le cauți și să le indici. De asemenea, să le găsești, poți să te uiți pe foarte multe dintre site-urile marilor universități în domeniul tehnic. MIT-ul este renumit pentru asta. Edinburgh, Universitatea din Edinburgh, universitățile din Olanda și cele din Finlanda sunt vestite pentru aceasta. Pe limba germană, cele din Germania, mai ales Berlin, Fern Universitat, sunt foarte puternici. Universitatea din Graz are extraordinar o bibliotecă enormă de resurse educaționale deschise și tehnice și netehnice. Deci sunt foarte multe dintre ele. Noi pe zona noastră de Open am pus o listă, nu e exhaustivă, deci cât se poate, cât putem noi să o cunoaștem, dacă știți și altele, ne puteți trimite și o îmbunătățim constant. Trebuie să le urmărești. Trebuie să vezi ce fac alții. Învățăm colaborând unii cu alții. Întrebați colegii voștri de la alte universități ce, pe același curs, ce resurse folosesc ei, ce exemple. Ca să creați resursele voastre, filmați un simplu laborator, un experiment, faceți-l public, integrați-l ca un video, ca un text descriptiv, ca o animație și cu un assessment, deci cu un quiz sau cu o evaluare sau cu o problemă pe care o puteți exemplifica prin acel, să zicem, laborator. Și în modul acela puteți să puneți disponibile aceste resurse educaționale. Hai să închidem polul ca să putem să vedem rezultatele și să le comentăm. Carmen, dacă vrei tu să comentezi cu Gabi împreună aceste rezultate. Deci, întrebarea, ați urmat un curs MOOC pentru dezvoltare personală sau profesională, da? Și avem posibilitatea de a selecta mai multe răspunsuri. Cel mai mare, deci mai mult de o pătrime dintre cei prezenți, spun că nu au urmat, dar știu de ele și au aflat mai multe acum și sunt sigură că dacă am avea o întâlnire peste 2-3 luni, procentul acesta va fi mult mai mic. Dar surpriza este că aproape o pătrime, o cincime dintre cei de aici nu au știut de MOOC-uri. Iarăși înseamnă că are un rezultat pozitiv subiectul pe care l-am ales pentru
webinarul nostru. 8% cu obținere de certificat. De obicei, lucrul acesta înseamnă o sumă modică și e bine să o investim pentru că foarte multe firme și să sperăm că și instituțiile educaționale vor recunoaște modalitatea aceasta de a ne pregăti mult mai eficientă decât a lua profesorii și a-i ține săptămâni întregi undeva chiar la munte sau la mare, dar a le oferi același conținut și într-un mod mai puțin flexibil și eficient într-o sală unde se face transmitere de cunoștințe. Așa ne evaluăm noi și știm unde, spre ce bucuri să mergem pentru a învăța mai mult. Și Gabi, spui tu, te rog, despre celelalte răspunsuri. Trebuie să-ți pui microfonul, Gabi. Da, nu mai reușesc să văd polul un moment. Așa, gata. Bun. Poate că este interesant, a fost și o întrebare pe question and answer despre predare și cercetare. Cineva a întrebat să la un moment dat, sau spusese mai degrabă, era un comentariu, că nu ar recomanda astfel de resurse pentru studiile doctorale. Și văd aici un procent de 16%, da, din domeniile de predare, cercetare. Poate că ne-a scăpat nouă, ar fi fost, cred că, util să fi defalcat cât înseamnă predare, respectiv cât înseamnă cercetare, pentru că sunt niște mucuri extraordinare legate de metode și tehnici de cercetare și chiar îndemnăm nu numai studenții, dar masteranzii și doctoranzii ca să urmeze astfel de cursuri, pentru că la un studiu doctoral nu reușești să parcurgi, da, se știe, decât un subiect foarte, foarte, foarte restrâns și poate că ai nevoie și de o altă tehnică sau de un alt software care să te ajute în activitatea ta de cercetare. Și mai văd aici un procent de 19%, nu rețin, Carmen, ai vorbit de el? Nu. Legat de noile tehnologii educaționale, educație digitală și educație online. Probabil că procesul acesta se justifică, mai ales în acest context, pentru că lumea este doritoare să știe cum să folosești o anumită aplicație, cum să folosești o anumită tehnică, cum să folosești o anumită metodă de predare și este îmbucurător, chiar dacă este mic, că este vorba despre o nișă. Deci nu este vorba despre propria ta disciplină, chimie, biologie și așa mai departe, ci este vorba despre tehnologia și pedagogia care te ajută să folosești, să-ți ajute în predare. Vă mulțumesc pentru interpretarea acestor rezultate. Până mai răspundem la una, două întrebări, vreau să dau drumul și la ultimul poll pe care l-am pregătit pentru astăzi. Și este vorba de întrebarea dacă ați utilizat cursuri de tip MOOC în cursul dumneavoastră. Și puteți să răspundeți începând din acest moment. Între timp, a fost la un moment dat o întrebare de la domnul profesor Mugur Dragomir vis-a-vis de modul în care pot fi citate acest tip de resurse. Colegele mele au răspuns și înscris, poate dacă Diana dorește să ofere un răspuns și live vis-a-vis de modul în care putem cita resurse de tipul acesta. Pot eu să răspund, Diana? Te rog. Și am să vă spun și de ce. Fiindcă chiar nu de mult am avut cu studenții din anul întâi o mini-lecție legată despre cum putem să cităm corect toate referințele și resursele care intervin în procesul nostru de documentare și informare. Da, putem să cităm foarte ușor o resursă care este în regimul de deschis în funcție de standardul de citare pe care îl folosim. Deci asta este prima condiție. De exemplu, noi folosim în științele sociale, științele educație, psihologie, APA. Da? Iar standardul nostru de citare este dat de Asociația Psihologilor Americani. Dacă te duci pe blogul Asociației Psihologilor Americani, este o secțiune specială care spune așa, cum se citează un OER. Deci nu cum se citează un clip YouTube, cum se citează. Există și secțiunile acestea, dar există secțiunea specială, cum se citează o resursă educațională deschisă. Deci se pot cita
toate resursele pe care le întâlnim. Nu mă îndoiesc că și în MLA și în Chicago există astfel de trimiteri către citarea APA sau citarea în standardul corespunzător. Mulțumesc pentru răspuns. Diana, mai dorește să completezi sau nu? Nu, este foarte corect ceea ce a spus, de exemplu, inclusiv IEEE, deci fiindcă vorbim de zona tehnică și zicem aici una dintre cele mai mari asociații în zona tehnică este IEEE, chit că zic mulți că este mai mult pe electronică, calculator, nu chiar, care și multe domenii din știința materialelor, din construcții mai puțin, într-adevăr, dar acolo sunt alții care cam au aceeași tehnică de publicare și IEEE și ACM sunt foarte, foarte populari în a transmite și a încurajat erorile, au avut și în webinarile de acum o politică deschisă în Uniunea Europeană, faptul că tu folosești și citezi resurse educaționale deschise sau ceea ce noi numim open science, cercetare deschisă sau cu acces liber, este încurajat, este considerat vital pentru susținerea științei și cunoașterii pe viitor, iar acum în aceste momente de pandemie ați văzut că absolut toate marile, să zicem, publicații, case de edituri și-au deschis foarte mult din zona de publicații și de integrare și de, să zicem, de resurse libere. Deci, de la unelte, de toate, toate au fost făcute cât se poate de ușor de folosit și de disponibile. Avem deja primele răspunsuri, dar am să-i răspund eu foarte pe scurt pe ele ca să putem să mergem. Mai avem încă un quiz pentru colegi și pentru voi și vrem să vedem cum interacționăm. Așa interacționăm cel mai ușor cu dumneavoastră, pe lângă faptul că avem acele întrebări și răspunsuri care ne sunt disponibile. Avem aici prin cum, dacă ați utilizat curs MOOC în cursul dumneavoastră și cum. 65% nu. Deci vă încurajăm să o faceți. Vă garantăm că este o experiență extraordinară și pentru dumneavoastră, dar și pentru studenții sau elevii voștri. Mulți dintre ați spus 21% că da, ca și recomandare, deci ați recomanda studenților să urmeze curs, probabil în paralel sau diverse alte resurse educaționale pe care să le poată vizualiza. Unii 11% ca și suport de curs, deci l-ați integrat în curs, probabil ca și resursă bibliografică, vă felicităm pentru aceasta, sunt foarte interesante, multe dintre ele au o calitate foarte multă, foarte bună și vă recomandăm să faceți acest lucru. Vedeți cât de bine este acum dacă aveți resurse educaționale sau cursuri online integrate în disciplina și în cursul dumneavoastră sau în modul în care faceți activitățile cu studenții, pentru că era deja mult mai ușor. Pentru noi, în cazul nostru, toți cei patru aici de față, a fost mult mai ușor să derulăm activitățile cu studenții care deja aveau experiență în a face acest lucru și erau familiar cu acest mod de educație. 5% au spus că da, cu recunoașterea activității în curs ca și notă, și 10% ca și activitate de proiect, laborator și seminar. Da, aceasta este, știm și în Politehnică, cea mai populară metodă de integrare atât a OER-ului cât și a cursurilor deschise online, MOOC-urilor, ca și activitate de proiect, laborator și seminar, fiindcă multe dintre ele sunt foarte practice sau încurajează spre dezvoltarea de abilități practice. Dacă vreți să mai comentați careva dintre voi acestea sau să luăm o altă întrebare sau un alt poll, Vlad. Nu cred că mai comentăm pe acest poll, dar din ce știu eu, acesta a fost ultimul poll. Nu știu dacă mai dorești, mai avem timp de o întrebare sau prezentăm ce se va întâmpla săptămâna viitoare? Mai avem timp de o întrebare. Ok, atunci aș răspunde. Eu am văzut că și colegele mele au răspuns, pentru că sunt, mai ales Gabi, e pe temă. Era o întrebare vis-a-vis de cât de dificil e să folosească sau să realizeze resurse educaționale deschise studenți sau cadre didactice din domeniul științelor sociale sau umaniste. Pentru că, într-adevăr, mulți spun că pentru ingineri ar fi mai simplu. Vreau eu să dau un răspuns scurt la această întrebare. Noi am avut astfel de activități cu studenți de la master de la comunicare, facultatea de comunicare din cadrul Politehnicii, care au fost, nu doar că s-au descurcat bine, ci au fost și încântați de astfel de activități. Într-adevăr, au realizat mai degrabă infografice decât materiale video,
Însă, pentru ei a fost o experiență foarte utilă, ne-au spus ei, mai ales în posibilele cariere pe care le urmau. Resursele și uneltele disponibile în momentul de față pentru realizarea de materiale sunt foarte prietenoase și ușor de folosit și de persoane care sunt din afara domeniului ingineriei. Dacă doresc și colegele mele să comenteze pe acest subiect. Fiindcă vine din zona de socio-umane, de științe sociale, ca și adjuvant, așa spune eu, că contează foarte mult tipul de activitate și de exercițiu pe care îl ai. Nu trebuie să ai foarte multe instrumente la alegere. Tu, ca și cadru didactic, încerci, așa cum spus și Diana și Carmen, 2-3 înainte și o recomanzi pe care crezi tu că este mai ușor de lucrat. Ai oricum la dispoziție 3-4 săptămâni în care să-ți cunoști studenții și știi cum s-ar descurca. Ce mai recomand eu este co-teaching-ul. Nu știu cât se practică asta în universitățile din țară, dar, de exemplu, eu la Universitatea de Vest fac asta cu Ramona Bran de la engleză, sistematic. Aduci pe cineva, da, este profesorul de sprijin, cum ar veni, da, care să te ajute dacă nu reușești să te descurci. Atunci, practic, faci un seminar de realizare a unei resurse educaționale deschise sau le spui în parteneriat cu colegul sau colega care reușește, da, să transmită acea informație de realizare corectă, completă și într-un mod cât se poate de rapid. Dacă se poate, aș vrea să spun câteva idei aici, notasem, dar luată de valul prezentării am omis acest lucru, că suntem în această perioadă închiși între niște pereți sau mai ieșim pe stradă, dar toată lumea aceasta educațională este deschisă și putem să fim participanți în diferite cursuri, aici sau aiurea, putem să fim peer, să facem peer teaching sau peer mentoring. Și sunt foarte multe exemple, cum urmăresc în aceste ultime 6-7 săptămâni ce se întâmplă și în învățământul preuniversitar. Sunt niște doamne deosebite de la Sibiu, pe care le salut, sunt aici, pardon, de la Brașov, care își invită colege în cursurile online, la întâlnirile cu elevii sau doamne care vin din biblioteci și citesc elevilor și discută cu ei. Și îmi amintesc că la începutul predării pe care am făcut-o 12 ani la Universitatea Maryland, după o pregătire de 5 săptămâni urmate de multe workshop-uri online pe care le făceam și niciodată întâlnindu-mi studenții, nu? Se practica peer mentoring-ul. Deci, în cursul tău, să ai posibilitatea să inviți un profesor care are experiență și care să îți mai dea indicații referitoare la facilitare, la cum să realizezi dezbateri cu studenții. Și lucrurile acestea le-am făcut primul curs blended pe care l-am ținut în anul 2001 la Politehnică, când am avut lectori din Iași, din Cluj, din Timișoara, la cursul pe care îl țineam cu studenții din anul 4, care participau la activitatea online a cursului. Mulțumim, Carmen, pentru aceste precizări. Cred că putem prezenta ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Nu știu dacă Diana ne va prezenta sau Bogdan. Bogdan? Ok. Între timp eu vă pun și... sau, ok. Nu știu cine va prezenta, dar eu vă pun în chat și linkul de înscriere pentru webinarul de săptămâna viitoare, când colegii noștri de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ne onorează cu participarea în cadrul seriilor webinarilor împreună online. Deci va prezenta până la urmă Diana, cred că e de acces lui Bogdan. Nu, îmi cer scuze, eu încercam să mă pun pe mut, să mă scot, să pot să vorbesc și cineva tot îmi închidea mie microfonul. Îmi cer scuze și încercam să fac acest lucru. De săptămâna viitoare webinarul va merge la Cluj. Vom avea posibilitatea să
discutăm împreună cu prietenii și colegii noștri de la Cluj și să ne revedem cu ei. Vor fi cei de la Universitatea Tehnică din Cluj, colegul nostru și prietenul nostru Bogdan Orza și colegii mai tineri, dacă pot să zic așa, Aurelia Ciupe și Șerban Meza, vor prezenta care sunt provocările și experiențele utilizării e-campus în Cluj și ce fac ei când stau acasă și care le sunt lor perspectivele pentru aceasta. Pentru aceasta vă rugăm să vă înscrieți din nou pentru a participa la webinarul de miercuri din 6 mai, tot de la ora 16, când colegii din Cluj vor prezenta. Linkul de înscriere îl scrie Vlad acum în chat. Este tot pe site-ul nostru cu Împreună Online. Acolo le veți regăsi pe toate, chiar dacă ele sunt realizate cu colegi de-ai noștri din Timișoara și din alte centre universitare. Noi vom continua să găzduim Împreună Online pe site-ul nostru cu toate informațiile. Vă rugăm să vă înscrieți din nou la acest webinar de săptămâna viitoare. Faptul că ați participat la acest webinar sau la webinarile trecute nu vă automat vă dă dreptul de a participa la celălalt, este parte din politica noastră de confidențialitate a datelor și de acces al dumneavoastră la informație. Puteți să vă înscrieți din nou, primiți un link, veți putea să-l urmăriți. Dacă nu și nu puteți să-l urmăriți pe Zoom, aceasta este platforma pe care noi putem să gestionăm până la 500 de participanți simultan pentru aceste webinarii și de aceea o folosim. Puteți să mergeți pe YouTube și acum au fost peste 90 de persoane online pe YouTube și să vizualizați acolo aceste webinarii. Tot acolo găsiți și webinariile trecute din celelalte, să zicem, săptămâni care s-au întâmplat. Ne propunem să facem 8 astfel de webinarii. Îi invităm și pe colegii de la celelalte universități. Din câte știm noi, în 13 mai vor veni colegii de la Universitatea Tehnică din București, Politehnică din București. Sperăm să vină și alți participanți de la alte universități, din alte, să zicem, centre universitare. Sperăm că și cei din Iași, cei din Brașov, poate și academiile de științe umaniste să participe ceva mai mult. Cum a avut săptămâna trecută Universitatea de Vest, care a prezentat un studiu foarte interesant sociologic asupra modului în care studenții și profesorii învață în online. Mulțumesc, Diana, pentru aceste prezentări. Mulțumesc tuturor colegilor mele și tuturor celor care ați participat. Voi încheia tipic prezentându-mă, pentru că n-am făcut acest lucru la început. Eu am fost Vlad Mihăescu, parte din echipa Centrului de e-learning, organizatoare a acestor webinarii online, în parteneriat cu IEEE România și Asociația IDEN. Iar astăzi au fost cu voi și pentru voi Carmen Holotescu, Gabriela Grosec și Diana Andone. Vă mulțumim și vă așteptăm săptămânile viitoare. Completați chestionarul de feedback, completați chestionarul de înscriere. Mulțumesc! La revedere, numai bine!